Și acum hai să vedem care este energia zilei de luni, 23 august, zi în care soarele intră oficial în zodia Fecioarei, folosind o singură carte de tarot. Foarte interesant, pentru această zi de luni avem energia cărții 4 de cupe. Această carte mi-arată că ziua de luni vine cu foarte multe oportunități pentru tine, dar din diverse motive te simți oarecum așa dezumflat, ca și cum ți s-au unecat corăbile, nu ai energie și parcă fiind prins în acest ciclu negativ de gânduri negative, de emoții negative, de lipsă de energie, riști să ratezi o ocazie foarte importantă care este chiar sub nasul tău. Cu această carte este clar că a sosit momentul să evoluezi, să faci o mișcare, să faci o mutare, să faci o schimbare în viața ta, atât în aspectul sentimental, emoțional, al relației tale de dragoste sau al lipsei unei relații, dacă acesta este cazul pentru tine, dar și la locul de muncă, în relațiile de prietenie, în cariera ta, peste tot. A venit momentul să faci ceva, să acționezi, ca să ieși din energia aceasta stagnantă. Dar, din păcate, tu aici cu 4 de cupe aștepți ca schimbarea să vină din exterior. Și eu vreau să îți subliniez, să îți accentuez, să îți repet de 1000 de ori dacă este cazul, că schimbarea trebuie să vină din interiorul tău. Tu trebuie să fii persoana care inițiază această schimbare. Trebuie în primul rând să-ți schimbi energia, să-ți schimbi modul de gândire, să-ți schimbi atitudinea față de viață și pe urmă o să vezi că o să se schimbe și realitatea exterioară. Aici cu 4 de cupe, dacă aștepți ca partenerul sau partenera ta să vină și să facă un gest romantic, nu o să se întâmple. Dacă vrei mai mult romantism în relația ta, tu va trebui să inițiezi aceste acțiuni romantice. Tu va trebui să planifici cina, tu va trebui să planifici concediul, ieșirea în oraș, lucrul pe care ți-l dorești să se întâmple în relația ta. Cu 4 de cupe, dacă te aștepți ca șeful tău să vină și să-ți ofere o mărire de salar sau o promovare, acest lucru nu o să se întâmple. Tu trebuie să fii persoana care merge și începe aceste discuții, care îi propune șefului să îți dea mai multe responsabilități și pe baza acestor responsabilități, pe urmă, să poți să și ceri mai mulți bani sau o funcție mai bună. Aici, cheia succesului este în interiorul tău. Nu mai sta, nu mai aștepta, pentru că nimeni nu o să vină să-ți ofere pe tavă viața pe care ți-o dorești. Cu 4 de cupe va trebui ca tu să acționezi, să faci ceva pentru a obține lucrurile pe care ți le dorești. Dacă ți-a plăcut interpretarea mea zilnică și vrei să afli mai multe informații, inclusiv etalări lunare pe zodii și o grămadă de alte surprize, te aștept pe canalul meu de YouTube. Pa, pa!